S-a urcat beat la volan, a distrus un stâlp de iluminat și a fugit de polițiști. Fiul lui Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, a recidivat. Dan Cosma, condamnat în trecut la închisoare cu suspendare pentru alcoolemie la volan, a provocat un nou accident noaptea trecută în centrul Timișoarei. Mașina condusă de fiul lui Miron Cosma a zburat pur și simplu de pe șosea pe spațiul verde dintr-o intersecție și a lovit un stâlp. Imediat după accident, șoferul a rupt-o la fugă, dar nu a ajuns prea departe. Câteva străzi mai încolo, Dan Cosma a fost prins de oamenii legii. Bărbatul de 37 de ani se clătina pe picioare. În urma testării cu aparatul alcool test a rezultat o alcoolemie de 1,29 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean Timișoara în vederea recoltării probelor de sânge. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Dan Cosma va trebui să plătească și pagubele produse, pentru că, în urma accidentului, becul de pe stâlpul de iluminat nu mai funcționează. Fiul lui Miron Cosma lucrează în Islanda și venise în concediu în țară.